este la fel de importantă și, și în cazul acesta. Am fost foarte mult prin țară și toată lumea, cea mai mare parte a oamenilor, cred că situația este în, în țara noastră, apropo de cultură, educație, interes, mentalitate, este așa cum se vede de la televizor. Problema este că nici la televizor nu mai să alegi, pentru că posturile de știri nu mai sunt posturi de știri, sunt posturi de bârfă. Posturile comerciale nu mai contează decât filmele și sportul din ele. Și atunci lumea trece cu senzația că băi, ce la televizor, aia se întâmplă. Apropo de unitate de mai devreme, eu cred că în țară suntem mult mai mulți care credem că nu se întâmplă așa, care credem că e important și să citești, e important și să scrii, dar e mai, cred, mai important e să te citești tu pe tine și să știi cine ești tu, să încerci să afli chestia asta. Nu cred că este importantă mașină decât dacă te duc acolo unde ai tu nevoie. Intrarea acolo e interesantă, dar nici aia nu cred că te ajută pe nimic, decât să afli cum se distrează alții sau cum, sau cum, cum gândesc alții. Cum gândesc alții. Vorbesc acum la o vârstă la care nu mai merg așa de simplu, decât atunci când e cu treabă. Și atunci aici poate, poate greșești o puțin aici. Dar percepția în general asta este că, bă, oamenii sunt ceea ce mai ne dezinteresați să citească, sunt dezinteresați să ajute pe alții, să facă ceea ce le place și totul se duce la cum să fac să arăt mai multă valoare decât are celălalt. Cam asta este senzația și cred că asta este pentru că asta se propune, asta se propagă, asta se promovează. Dar nu e așa. Cred că nu suntem uniți. Nu suntem uniți cei care credem că nu se întâmplă asta și sunt sigur că sunt foarte mulți și cred că și voi gândiți la fel, pentru că de asta sunteți aici și nu sunteți la ora asta într-un alt loc în care puteți să vă distrați poate mult mai bine decât, decât cu noi altfel. La percepția asta cred că se ajunge, v-am spus, cu puțină muncă de sine. Cum ziceam mai devreme, nu-mi place neapărat să fiu speaker, dar îmi place să spun cumva povestea mea, nu că este vreuna specială, dar despre mine vreau să cred că sunt fericit pentru că fac ceea ce îmi place și trăiesc din asta. E un lux să faci lucrul ăsta, e un lux să ajungi să poți să trăiești făcând ceea ce îți place. Și, dar nu s-a întâmplat de la sine și nu s-a întâmplat așa pentru că am vrut. Acum foarte mulți ani ar fi trebuit să fiu student, nu neapărat aici, dar la management. Eu undeva prin 90 și ceva, 96 sau 97, așa vechi. Și s-a întâmplat că trebuie să vă dau la facultate pentru că altfel plecam la armată. Ceea ce cea vreme era înfiorător, era coșmarul tuturor băieților. Și am dat la facultate la management pentru că acolo mai erau locuri libere. M-am înscris la examen, nici n-am apucat să merg la examen, pentru că am văzut că era 9 și început să la 8. Deci măcar asta n-a fost în stare să țin minte. Atât de dezinteresat eram de, de așa ceva. Și eram pentru că eu vreau, voiam să fac altceva în viață. Vreau să, de mic, de clasa a treia, de când am mers până la cursul de chitară la ora de muzică, știam, am știut că asta vreau să fac, să cânt, să trăiesc în jurul muzicii și în jurul creației. Și am făcut tot ce s-a putut să ajung să trăiesc chestia asta. Între timp, au fost atât de multe piedici și atât de multe greșeli pe care le-am făcut, încât nu știu câți rezistă să calce de atâtea ori pe drumul greșit. Și de fapt asta cred că este una dintre cheile, nu succesul, dar părții frumoase a faptului că poți să, poți să mergi după un vis al tău, să greșești, să-ți permiți să greșești, să te duci pe arătură, să faci toate greșelile pe care poți să le faci fără să ții cont nici de urmări, nici de ceea ce spun alții. În egal cu noi ești, să nu conteze percepția celorlalți față de ceea ce faci. Am dat atunci la management, după care am dat la un moment dat la limbi străine, am intrat, am stat o lună, am plecat de acolo, nici asta nu voiam să fac, dar iarăși am mai amânat un an armata. Între timp s-a desfințat stagiul obligatoriu. Am dat de plăcere cumva, am dat la facultatea de creație la imagine de film și TV, am stat 3 ani în acea facultate și între timp eram angajat la ProTV, pe vremea de început și de aur la ProTV-ului în 95-96 și eram inginer de sunet. Deci nimic din toate acestea nu avea legătură cu pasiunea mea. Dar trebuia să mă întrețin cumva, trebuia să fac ceva, să văd dacă
mai ales în acei ani, nu era dezvoltată nici industria muzicală, nici televiziune, nici nimic, 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 nimic. Dar știam că asta vreau să fac. Și făceam, când mă întorceam de la serviciu la 12 noapte, mă duceam în subsolul blocului în care locuiam, pentru că acolo aveam un fel de sală de repetiții și mă stăteam și mai cântam că se putea 2-3 ore, pentru că asta mă făcea de fapt să trec peste ziua aia. Ulterior m-am prins că, de fapt, nopțile în care nu dormi, nopțile în care nu dormi pentru că nu știi cum să faci, să-ți împlinești un vis, să-ți împlinești, nu cred că în halul, nici măcar talentul, dar pasiunea, alea sunt, de fapt, cheia succesului. Pentru că nopțile în care nu dormi și stai și te întorci de partea pe alta a patului și tot cum să fac, cum să fac, cum să fac, cum să fac să trăiesc povestea aia și momentele alea, de fapt, atunci degajezi sau degajezi pe niște energii, nu știi de unde, nu știi cum și ușor, ușor încep să apară oamenii care să te ajute. Pentru că putem să ne dorim noi orice, să fim oricât de buni și de talentați, fără oamenii potriviți pe care să-i întâlnești atunci când trebuie, nu prea se întâmplă. Nu au cum să se întâmple lucrurile, am învățat asta, am văzut. E o lecție foarte, foarte interesantă. Important pentru că în momentul ăsta, cred că toate cărțile țin loc de idol. Nu mai trăim într-o societate mondială în care să mai fie loc de idol, nu mai există așa ceva. Nici măcar în muzică, unde pe vremuri toată lumea era nebunită după un cântăreț sau după o cântăreață, după un rockstar, după un, nu știu, după un solist, după... Pe vremea aia Madonna, Michael Jackson sau Elvis mai în urmă, toată lumea știa de câțiva idoli. Nu mai există așa ceva, nu mai există acea pasiune pentru modele. Acum ne plac momente ale fiecăruia. Ne place câte o piesă din ceea ce fac toți, ne place câte un paragraf din ceea ce spune cineva și după aceea îl postăm, ne place câte o fotografie sau ne place câte o secvență dintr-un film. Ne plac bucății din oameni. Poftim? Era dormit? Am înțeles că i-am luat eu mai mult. Nu puteați faceți asta mai devreme, în momentul ce doriți. Am luat șocat, ce drog și de urmea, nu? Și nu știu dacă n-am auzit mai devreme când v-am întrebat să
Pentru că mai departe, o să e un principiu al dominoului. Un om frustrat, din orice motiv, o să cauzeze frustrare mai departe. Și o să-i dea și alte, și alte, și alte, și alte. Și cred că suntem destul de apăsați de întâlnirile pe care le avem cu oamenii din jurul nostru și care de ce multe ori nu ne convin sau nu ne plac, încât să nu fim atenți la alegerile pe care putem să le facem noi, nu alegerile pe care le fac alții pentru noi. Așa că asta cred că este cel mai important, mai ales la această vârstă. Drumul ăla pe care a plecat și eu am încercat, am fost pus în situația în care vreau să fac o facultate și nu am ales niciodată pe cea care trebuie. N-aș fi făcut conservator, apropo, dacă nu ați întrebat de asta, că îmi place muzica, ok, deci nu trebuie la conservator. Pentru că, fiind o facultate de arte, cum și la imagine de film, am stat 3 ani pentru că n-am învățat nimic. În 3 ani n-am învățat absolut nimic de la cei profesori. Pentru că nici atunci nu mai aveam interes, nu aveam material. Fiind facultate de film, trebuie să ai periculă pe vremea să faci film, trebuie să ai unde să developezi, trebuie să ai bani să cumperi, trebuie să ai bani să plătești actori și așa mai departe. Nu puteai să-ți faci meseria. La conservatorie e o altă poveste și nu știu dacă mai vale acum. Cred că nu e întâmplător că conservator vine de la conservă. Faptul că îți conservă în forma lor spiritul. Și nu trebuie să se metrezi. Adică acolo mi se pare că extrem de puțin oameni au ieșit liberi de acolo. Pentru că acolo te învață, nu trebuie să gândești așa cum spunem noi, trebuie să scrii cum spunem noi, trebuie să simți și să interpretezi așa cum spunem noi. Era o facultate de arte, este cu totul altceva, este vorba despre cu totul alte lucruri. De asta am ajuns la conservator, pentru că am simțit că acolo poate, ironic, m-aș fi frustrat cel mai rău și m-aș fi tratat cel mai tare. Exact în facultatea care ar fi trebuit să mă ajute cel mai mult. Dar dorința și pasiunea și forța pe care am primit-o din suma acestor două aspecte, asta m-a făcut să cumva să-mi găsesc singur un drum, să-mi găsesc oamenii pe care pot să mă bazez să mă ajute, să-mi găsesc forma sub care să mă exprim și să-mi arăt așa forma de creativitate pe care cred eu că o am și în care se găsește mai multă sau mai puțin lucruri, câteodată mai puțin, câteodată mai mulți, câteodată deloc. Asta contează cel mai puțin. Important e că eu trăiesc din ceea ce îmi place și că am făcut pasul ăsta și pașii ăștia pe drumul meu, crezând în mine foarte tare și nu lăsând pe nimeni să-mi spună că băi, nu faci asta, că o să mor de foame, că nu o să intereseze pe nimeni, că devii lăutar, că devii nu știu cum, că nu o să ai loc, că nu o să poți de noza mașină și ce mai departe. Trăiesc un trai foarte decent din 1999, de când am ales să renunț în aceeași perioadă și la serviciu și la facultate, doar pentru a muni și a munci pentru visul meu. Și cred că despre asta este vorba în orice drum de succes. Nu mă interpretați că eu, apropo de percepție, să nu mă percepeți ca eu fiind drum de succes, pentru că nu sunt. Știu foarte bine că nu sunt măcar la jumătatea drumului, apropo de ceea ce vreau eu să fac în viața asta. Și știu câte defecte mă țin pe loc, defecte personale și câte piedici încă îmi pun, deși știu foarte bine că nu ar trebui să fac lucrul ăsta. Asta e, încă mă educ, mă auto-educ, așa m-au făcut în toți anii ăștia. Și asta vă doresc cel mai tare, să vă cunoașteți foarte bine și să vă învățați defectele, greșelile, cumva să le acceptați și să fiți mândri cu ele, că atunci el o să devină un fel de calitate. Pentru că o să știți să-l transformați, să le dați o formă de creativitate și o formă de farmec. Cum multă lume spunea când eram mai mică, bă, ești prea trăit, ești prea tic, n-ai dicție. Și, de fapt, toate lucrurile astea m-au făcut să-mi creez un stil al meu, de a vorbi cu oamenii, de a le spune ceea ce simt eu, de a cânta. În fine, fix despre asta este vorba, să-ți transform tot ce ești tu într-o variantă pe care ceilalți s-o vadă de nepătruns ca potențial. Dar trebuie să fiți foarte mult în voi și trebuie să mergeți orice, dacă astăzi ți se pare că nu poți să faci pasul pe care vrei tu să-l faci, fără, chiar dacă îl greșești, o să te ajute peste câțiva ani să faci alt pas și mai important. Și apropo de cărți, de asta am venit, să spun și despre cărți. Nu știu dacă este o carte potrivită pentru mesajul pe care am vrut să-l transmit,
Așa că vă doresc ca micul prinț să vă facă pe voi să deveniți mari regi ai, ai vieții voastre și al domeniilor în care vreți să activați. Dacă aveți și întrebări, o abia aștept, eu nu știu ce să mai aperez aici într-un an. Da, te rog. Ce fel de cărți îți place să citești? Sunt